Nu are mă nimic, lasă-le așa, cele, a, le ștergi de pământ. Filtrul ăsta, Cătălin. A, deci se scot garniturile la... Da, se scot pentru a se mufa 100% bine. Să nu avem impresia că s-a mufat și ele să fie... A, că tu nu mai ai forță să le împingi acolo în pământ și are. Nu, forță n-ai. E altceva. Și știm 100% că s-a mufat. Ai grijă la pom. Atenție, mă. Totuși n-am atins, n-am rupt, n-am nimic. Mai este terenul ăsta în spatele nostru, aici nu se poate construi. Și asta, limba asta, între mine și omul. Păi prea îngust, n-ai cum să-i faci nici drum, nici pe o parte, nici pe mijloc, nici să-l lotizezi. Și mă gândeam, zic, dacă e oricum, cum va fi să intre mașină pe ciment, așa a pus și băiatul ăsta. A intrat bulul excavatorul pe-n spate, pe aici. Peste gar, frumos, pat. Ăsta, dacă ai un bulul excavator, să vină, uite, frumos, l-a luat pe aici, da? Să-l întinde pe câmp, unde se sapă, unde se... Sau poți să-l păstrezi, că dacă tu o să sapi, o să-ți nevoie, ai nevoie de un pucură. Ăsta e un pământ care să nu mai... Cred că nici iarba nu crește asta. Îl pun pe drum, poate îl bagă în urmele alea. Și am văzut și aici, în spate, că mai e un dita mai șanțul. Mm-hmm. După loturi, pe, tot pe limba aia. Cataline! Ce... Ce-i pun aici în cap și eu de protecție, de așa de... O găleată, ai o găleată de construcție neagră așa? O să-mi iau. Și mai am nevoie de un fel mai lung ăla, dacă mai ții, faci un mașon până îi bagi margaritarea ăla. A, se pun pe lângă el? Mhm, mhm. Dacă și ai, după aia încep ușor, ușor să... Mhm. Dacă l-am pus pe cineva să fie văzut pe la fel, era adâncime. Și zice, cât ați băgat? 4, nu? Nu, zic, 6. Ce nu, zic, dar ia vedeți pe filmare, zice, așa e, vă zic, cum spune. Mai tăiați din aia un pic, să-i puneți un cap. I-am zis că plăteam, i-am zis. Dar era de 40 și 20. Nu are nimic. Alea vine 30 de metri și 40 de metri. Sunt stângile mai mari. Avem o stată mică aici, avem stată. Hai, bagă acolo. Gata în vieți. S-o asigur ca lumea. Să stau liniștit când a venit fetița pe aici, să nu...